Primele ninsori abundente din acest sfârșit de an dau speranțe cabanierilor din stațiunile montane Straja, Parâng, Pasul Vâlcan și Râușor că vor avea un sezon turistic aglomerat. În stațiunea montană Straja din Hunedoara, vremea rece și ninsorile fac posibil amenajarea unor pârtii de schi. Sezonul de iarnă începe oficial de Ziua Națională a României. De câteva zile, 45 de tunuri de zăpadă artificială funcționează continuu pe pârtiile din stațiunea Straja. Administratorii acestora anunțând că vor deschide sezonul de schi cu ocazia mini-vacanței prilejuite de Ziua Națională a României. Tot în această perioadă va fi pornită și telegondola din Lupeni spre Straja, iar parcarea de câteva sute de locuri de la stația de plecare va fi disponibilă pentru turiști. Zilele trecute în stațiunea Straja încă mai puteau fi găsite locuri de cazare pentru următoarele zile și săptămâni. Însă, cabanierii se așteaptă ca acestea să se ocupe destul de repede, pe măsură ce pârtiile de schi vor fi deschise și turiștii vor avea zile libere.